În acest weekend, preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, a poposit în mijlocul enoriașilor parohiei Lovăț din județul Mehedinți, unde a slujit Sfânta Liturghie în biserica parohială. Totodată a fost ales și un nou preot în comuna Ilovăț. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul mehedințean a hirotonit pe părintele Constantin Angel, parohia rămânând vacantă în urma transferării părintelui Andrei Lucian Olaru la parohia Turcenii de Jos. M-am scris la acest concurs și în altă sfinția sa, Irineu, mitropolitul Olteniei, m-a primit. Și dacă am avut binecuvântarea și Dumnezeu a rânduit ca să fie toate așa, de la el, că nu am avut eu de gând să plec, dar așa a fost să fie. Probabil pentru căciune copilă. Suntem mai aproape de familie, de școală, avem până clasa a 12 ani de poasă mai mic copii, oportunități mai mari către facultăți, mijloace de transport, fiind gară, acolo poate să plece copiii la facultate. E un ajutor, e spre binele copilului. Eu vreau doar să vă întemn să aveți grijă de părintele, dacă nu cât ați avut grijă și de mine, mai mult. Să veniți la Sfintele Slujbe, dacă nu cât ați venit până acum, măcar în zecime. Pentru că loc este în biserică și tot timpul să veniți în față, nu mai stați în spate. Aici este, aici ne auzim, aici vorbim, aici ne rugăm, în față, în spate. Știu că prin smerenie stăm mai în spate. Vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut în decurs de timp, pentru că m-ați venit cu brațele deschise, m-ați ajutat, m-ați sprijinit și cu alimente, și cu sfaturi, și na, au mai fost dăți când ne-a fost și nouă mai greu, dar ne-ați ajutat. Nu ne-ați respins. Eu nu pot decât să îi urez părintelui Constantin multă păstorire și să înmulțească darurile care le va găsi aici, în așa fel încât să înflorească această comună, acest sat, această parohie, pentru că loc de înflorire este. Și se poate, dar trebuie să vrem. Rugăciunea să nu o slăbi niciodată. Părintele Constantin Angel a fost instalat în funcția de preot paroh, primind Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și cheia bisericii. Angajamentul și jurământul că părintele va fi părintele dumneavoastră al tuturor, fără niciun fel de deosebire, că el va fi acela care vă va îndruma pe dumneavoastră, va fi părintele dumneavoastră spiritual și vă va ajuta în bucurie, necaz sau supărare. Și iată, Preasfințitul i-a acordat această încredere ca el astăzi să fie preotul dumneavoastră. Nădăjduim că multe lucruri vor fi făcute, înfăptuite de dumneavoastră cu părintele aici. În cuvântul de învățătură rostit, Preasfințitul Părinte Nicodim a vorbit celor prezenți despre importanța slujirii preoțești și despre atenția pe care credincioșii trebuie să o acorde preotului, dar și despre îndatoririle acestuia față de comunitatea pe care o păstorește. Am slujit de multe ori în această biserică cu diferite prilejuri. Am oficiat, iată, a treia oară taina hirotoniei aici. L-am hirotonit pe părintele Vasile Petraru din Moldova, a plecat înspre locurile natale. A venit aici de la București, părintele Andrei Olărean, părintele Antonie este Olărean. Părintele Andrei este fiul de polonel din București, a ales să vină aici, împreună cu doamna preoteasă Eugenia Constantina, a născut aici copii. Ea, sora părintelui Exarh, de la mănăstirea Coșuștea, Calinic, născută pe malul Jiului, au hotărât ca împreună să vină aici, pe malul Coșuștei, în frumoasa localitate Ilovăț.
În continuare, Părintele Constantin Anghel a adresat un cuvânt de mulțumire atât preasfințitului Părinte Nicodim pentru încrederea acordată, dar și tuturor celor care i-au fost alături în acest moment important. Sfințite Părinte Episcop, Preacucernice Părinte Protopop, Preacuvioase Părinte, Preacucernici Părinți, drept slăvitor creștin, întâi de toate se cuvine ca să dăm slavă lui Dumnezeu pentru această sfântă zi. Aș vrea să mulțumesc Preasfințitului Părinte Nicodim pentru tot sprijinul familiei mele, mamei mele, care mi-a dat viață și m-a crescut, surorilor mele, soții mele, copiilor mei, care m-au sprijinit până în această zi, nașilor mei, părintelui Blaj, care m-a trimis la facultatea de teologie, și tuturor care m-au sprijinit până astăzi. Și nu în ultimul rând și dumneavoastră, celor din parohie, vă mulțumesc și aș vrea să vă spun câteva cuvinte, să fiți alături în toată perioada slujirii mele și eu vă voi fi alături, să fim alături la rugăciune, să fim într-o împreună lucrare. De asemenea, părintele Andrei Lucian a mulțumit tuturor pentru implicarea pe care au avut-o în viața parohială, iar părintelui care a preluat cârma corabiei i-a transmis un gând de încurajare și un îndemn la rugăciune neîntreruptă.